Salutare și bun venit la un nou episod din ofertele săptămânii. Avem o săptămână interesantă după Black Friday pentru că avem scule, avem cadouri, avem jucării multe, avem oferte la papa și avem și oferte la bere. Partea bună asta este, partea proastă este că nu sunt toate în același loc, deci va trebui să vă hotărâți ce vreți și în ce părți mergeți la cumpărături. Dar atât am să vă zic. Mâine dimineață fuga la Lidl pentru că este celebra bucătărie de fetițe și bancul de lucru pentru băieți. Tăticii știu despre ce e vorba, nu mai trebuie să zic nimica, așa că hai să ne uităm ce alte oferte avem săptămâna asta. Hai, dacă tot vă ziceam că sunt multe, hai să le luăm repede de tot. Bere, Arămie, adică Tuborg Christmas Brew, aia cu fii mai bun, fii adevărat. 2,49, nu sunt mare fan de ea, dar apare la Lidl. Dacă sunteți fani, acolo mergeți să o luați, pentru că e prima reclamă pe care o văd anul ăsta. Mici Vită Porc, 10,99, atenție, uitați-vă ca de obicei pe etichetă cine îi face, pentru că sunt foarte mari diferențele de abatoare. La fel avem un hamon crud uscat la 79,99, e 1 kg, e mult mai scump față de celălalt de 269 dacă ne raportăm la prețul per kilogram, dar ăsta nu are os și poate că vă convine să nu luați o cantitate la fel de mare. Din gama de lux trecem repede peste ele pentru că vă ziceam și acum două săptămâni, da, sunt produse interesante, dar de multe ori sunt alternative un pic diferite ale produselor lor obișnuite. În schimb, pentru că au acest logo cu deluxe pe ele, sunt mult mai scumpe. Ca să vă dau un exemplu, uitați, o crăciuniță deluxe, într-adevăr, poate că e un pic mai mare la 40 de centimetri, dar e 25,99, e dublă la preț. La săptămâna Lidl Plus avem biban de mare eviscerat 3,15 de grame, adică 31 de lei kilogram, un pic mult, bibanul de mare poate să fie cam la același preț cu Dorada, și Dorada a fost 25 de lei la ei săptămâna trecută. Deci un 5 lei în plus înseamnă fix 20%, ceea ce e multișor. Mușchi țigănesc felia 3,79, ne înscriem sub prețul de 40 de lei kilogramul și e o alternativă interesantă. De asemenea, jambonul ăsta feliat l-am remarcat bun pentru sandwich-uri dimineața. E o carne care nu e atât de procesată ca un salam, de exemplu. Și la fel, e 3,99 de grame, ne înscriem sub prețul magic de 40 de lei kilogramul. Ăsta ar trebui să fie barometrul vostru atunci când cumpărați mezeluri. Mi-a atras atenția oferta de la pagina 27, pentru că avem aici trei produse care nu prea le vedem în oferta Lidl foarte des. Avem vodka Beluga. Într-adevăr, o vodka cu un pahar, 179 de lei pachetul. Toate bune și frumoase până când intri pe site la Fine Store și vezi același produs la 149 de lei și când nu e redus e 169 de lei, iar dacă ai lua vodka simplă, ai ajunge undeva la 114 lei, că despre asta vorbeam, Beluga Noble. 179 de lei la ei, nu prea, de cu virgulă. La fel, vin ars brâncoveanu, 135 de lei, asta o să reținem prețul pentru că am mai văzut ofertă și în altă parte și numai bine o comparăm. E o săptămână interesantă pentru copii, săptămâna asta la Lidl, și o să vedeți de ce, în afară de multele dulciuri. Mai avem la pagina 31, aici jos, pentru fetițe, trusă de machiaj la 35 de lei cu Frozen și set cadou LOL. Mă surprinde, LOL la 30 de lei ar trebui să fie un preț foarte bun, mă aștept totuși să fie destul de mic pachetul ăsta pentru că o bilă din asta e de obicei cel puțin dublă la preț. Mergem mai departe, 34, revenim pe tărâmul nostru către beri, avem bebelușii la 11,49, ciucaș la sticlă de sticlă de 0,33, același preț bun pe care l-am văzut și săptămâna trecută în alte părți, Bergenbier pentru fanii mărcii 11,65, e cam aceeași ofertă bună pe care am tot văzut-o toată vara, și Stella Artois six pack de 0,33 la 18 lei, iarăși nu pot să zic că e wow, dar e acolo ceva ofertă. Așa cum știm că e la Lidl. Avem o săptămână cu multe produse de curățenie de la W5. Ar trebui să luați această spumă de curățare cuptor. Este super eficientă dacă aveți murdărie din aceea care a stat mult timp în cuptor, ca să nu frecați foarte mult. Spuma asta chiar funcționează, deși dacă e foarte murdar cuptorul, vă va lua o zi întreagă să tot frecați la el. Vă ziceam de crăciunițe, da?
ai avea 40 de centimetri, asta are între 35 și 40 de centimetri și cu 10 lei mai jos. E 14,99 în loc de 25,99, dar nu scrie Deluxe pe ea. Really? Pe bune? De ce îmi trebuie neapărat să scrie Deluxe pe un plastic pe care oricum îl arunc când ajung acasă? Ciudat. Apoi, marele hit al săptămânii la Lidl este bucătăria din lemn și bucătăria mare. Tăticii care merg la vânătoare de bucătării în Lidl cunosc aceste produse. E bucătăria mare, e 279 de lei, pariu că până seara de luni nu mai găsiți bucătăria asta nici într-un Lidl din Timișoara. Și cred că mai prin toată țara va fi la fel. E bătaie pe ele, este concurentul bucătăriei de la Ikea și e clar ce facem cu ele, nu? Magazin din lemn Playtiv, 219 lei. Dacă vreți să învățați pe copii de mici cu brandurile Lidl, acum e o ocazie. Coș de cumpărături cu produse mini ca să nu lipsească din magazin, 25 de lei. Și e clar ce vă va cere copilul când va crește mare, nu? Pentru băieți, alternativa bucătăriei este bancul de lucru din lemn și ăsta foarte mișto. 279 de lei, același preț, are o ușă de tablă de scris cu creta. Și vă ziceam acum 2-3 săptămâni despre jucăriile de la Kaufland din lemn, că fac pariu că vor apărea în curând și la Lidl, încep să apară. Și bineînțeles că sunt prețuri mai mari, 149 de lei, într-adevăr este și un set mai mare și funcție de înregistrare și de redare, sunete și panou publicitar iluminat, wow! Da, evoluează și jucăriile din lemn, nu mai sunt banale jucării din lemn, dar foarte tare, 149 de lei, un pic scumpuț dacă mă întrebați pe mine. Păstrăm linia de jucării, avem kit de asamblare, mașinuță, telecomandă. 149 de lei, scumpuță, dar asta la alte 79 de lei și se și rotește, asta da. Asta, dacă sunteți în căutare de mașinuțe cu telecomandă, 80 de lei e un preț bun, mai ales dacă se și rotește. La fiică mea în clasă e o adevărată modă cu aceste carioci tip pensulă, fine liner, 20 de lei, un set de 24 de bucăți, prețul e bun. Și dacă tot vorbim de carioci, avem și aceste carioci magice, 10 bucăți la 9 lei, 8,99, în momentul în care treci cu alb peste ele, își schimbă culoarea. Deci pe pagina asta destul de multe oferte interesante pentru micii artiști din casa voastră. Apoi trecem la niște produse de îngrijire pe care eu aș vrea să le trec, pentru că periuță de dinți electrică adulți sau copii cu acumulator 70 de lei e același preț sau chiar mai scump decât Oral B atunci când îl găsiți în ofertă. Capetele astea în schimb la 24,99 vi le recomand, se potrivesc și pe Oral B și pentru că sunt mult mai ieftine decât cele de la Oral B. La Oral B dați cam 20 de lei pe un cap dacă e original. Dacă tot ziceam că Lidl are oferte bune, ia cătă, ferestreu pendular 149 de lei, șoricelul clasic, cum îi zic tâmplarii, 149 de lei, i-a crescut prețul așa în ultima vreme, de acum 3 ani de când l-am luat eu era vreo 100 de lei. De asemenea avem filetantă cu acumulator inclus, deci nu mai avem oferta aceea cu acumulatorul separat, ci acumulator mare de 20 de volți, 249 de lei. Și la asta i-a crescut un pic prețul cu vreo 50 de lei, dar în continuare e ofertă bună, vine la pachet cu truse de bituri și burghie. Astea sunt niște alternative excelente, își fac treaba în regim de hobby foarte, foarte bine. Cleștii ăștia de fixare sunt la mare căutare de către fotografi, dacă vă vine să credeți. Fotografii își agață fundalurile cu așa ceva de niște bare suspendate în tavan sau sus pe perete. Pijamale, hăinuțe, șosetuțe, totul pe tema de Crăciun. Bun, Kaufland, carnea săptămânii de miercuri încolo este cotletul de porc fără os. Deci 13,99 este cotletul de porc, renunțăm și la ceafă și la spată. Aldis mici porc vită 7,99. Este un preț foarte, foarte ok, doar luni și marți. Și vă mai spuneam de ei că i-am testat și n-au intrat la apă. Am rămas plăcut surprins că nu s-au făcut jumătate din cât erau înainte. Tot luni și marți avem scol la 8,49, iarăși un preț wow! De ce nu s-a putut vinde scol vara la prețul ăsta? Nu știu. E, pentru că se vindea și lumea cumpăra oricum. Mozzarella 2,39, dacă vreți la micul dejun, sunt punguțe mici, faine, ok.
La pagina 9 avem alți mici, ăștia nu vor mai fi doar luni și marți, mici porc vită, 9,99, iarăși preț bun, dar iarăși uitați-vă de unde sunt. Vă spuneam acum câteva episoade că, cel puțin în Timișoara, chiar ar fi curios să-mi spuneți, dacă mă urmăriți din alte locații din țară, să-mi spuneți abatorul pe care îl vedeți pe spatele acestor produse. În Timișoara ajung din două locații, din Bacău și din Ilfov, ceva abator din Ilfov. Mai nou am văzut și Comtim, probabil din cauza proximității sau datorită proximității. Ei bine, dacă raportăm Bacău cu Ilfov, vreți Bacău, nu vreți Ilfov. Ilfov s-au făcut praf. Au intrat la apă, s-au rupt, s-au lipit, s-au plin de zgârciuri, nu vreți Ilfov. Dar lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi de unde primiți voi, Kaufland-ul vostru, ce abator folosește. Chiar ar fi curios să facem o hartă din asta abatoarelor. Pagina 15, avem această șuncă, 19,99, la fel ca și jambonul de la Lidl, ajungem la 40 de lei kilogramul. Pagina 26, avem acest hamon de 1 kilogram, adică exact ăla pe care îl aveam și la Lidl, dar acolo era 79 de lei, aici este 83 de lei. Deci Kaufland anul ăsta nu mai are ofertele acelea bune la hamon față de Lidl. Tot pe pagina asta avem diverse șunci și tot felul de amestecături de mezeluri, dar sărim peste prețul ăla magic, adică sărim bine de tot în unele cazuri, 60 de lei per kilogram, 52 de lei per kilogram. Cu acest Wiener Schinker cred că ne mai apropiem, e 5,69, dar e 125 de grame. Dar tot mult mai scump. Brâncoveanu, vă ziceam, era parcă 135 de lei dincolo la Lidl, la Kaufland 157 de lei, deci luați-l de la Lidl. Deci e bine să studiați ofertele. Dacă aveți un plan să luați așa ceva, beri, am ajuns la beri, pagina 32, Ursus 12,89, un pic mai jos decât 13 lei clasic, dar nu cu mult. Ciucaș la doză, 2,19, adică vă iese undeva la vreo 13 lei baxul. Cam ăsta a fost prețul la Ciucaș când a fost în ofertă. Pilsner Urquell 3,49, da, ăla-i prețul. 3,49 ori 6, 18, 21 de lei. Un pic mai sus decât obișnuitul 19,99. Avem acest Ariel în 49,99, redus, 6 kg, 60 de utilizări, vă iese 80 și ceva de bani spălarea. Mult! Pentru detergent pudră trebuie să fiți undeva la 66-67 până în 70 de bani spălarea. Pentru detergentul lichid merge până în 75-77, iar podzurile cred că nu le-am studiat până acum, dar un preț bun este undeva la 90 de bani. Și greu îl găsiți. Avem un mobilier de baie, așa cum ne obișnuim, Kaufland, tot au seturile astea, de data asta în sfârșit ceva diferit, nu mai e clasicul alb cu lemnul acela deschis, avem negru cu lemnul un pic mai închis, îmi place stilul, dacă vi se potrivește în baie, prețurile nu sunt rele. Proiector cu LED l-am văzut la 80 de lei și aș fi interesat să văd ce face, pentru că în Dedeman acest proiector nu-l găsești sub 120, chiar 200 de lei în funcție de ceea ce fac. Ăsta într-adevăr cred că e un pic mai mic, dacă mă întrebați. Și da, vedem, o să-l studiez și revin. Priză cu timer, temporizator, foarte bună în perioada asta. Nu vrei să-ți arde aceste lumini toată noaptea, dacă într-adevăr le lași să-ți atârne pe afară, pe balcon. Și timerul acela te poate ajuta să scutești niște bani la curent. De săptămâna viitoare avem, deci de 6 decembrie, avem această plită cu inducție la 139 de lei. La Penny n-am văzut mare lucru, au băgat și ei gama lor de lux care se numește Selection. Aceeași idee, un ambalaj mai interesant și preț mult mai mare, deci trec repede peste ea. Avem în schimb la Penny luni și marți, pentru că e oferta de săptămâna trecută. Avem niște oferte interesante la bere, 13,49 Bexu, six pack, e un preț bun, e un preț ok la așa ceva. Și de asemenea Heineken la 17,49 și Bira Moretti la 13,99. Deci prețuri bune la bere la Penny săptămâna asta, dacă ați rămas în pană de. Auchan continuă cu reducerea aceea de 20 de lei la comandă. Mi-a plăcut că dacă dai click pe promoții My Club te duce pe aceleași promoții pe care te duce pentru ofertele săptămânale.
La ofertele săptămânale am remarcat detergentul lichid Persil, 20 de spălări, 15 lei. Ești la un preț de 78 de bani spălarea, ceea ce nu e rău. E pe acolo, e în gama considerată o ofertă bună de către mine. Și aveți mai multe variante, inclusiv albastru, mov sau cu silan inclus. Am intrat de curiozitate să văd și pe zona de băuturi, dar cam bate vântul, sincer. Asta ne dă ocazia să trecem mai departe la Carrefour. Avem carcasă de iepure la 23 de lei pentru cei care mai vreți să schimbați din meniu, să faceți și altceva în afară de porc, vită, pui. Continuă pentru ultima săptămână, sper, cu ofertele de Black Friday. Pe acest prospect nu intrăm pentru că l-am văzut săptămâna trecută între 18 noiembrie și 1 decembrie și, de asemenea, cam același lucru pe Meris, ce e mai bun, adică ofertele săptămânii acesteia nu văd mare lucru. Deci nu prea sunt motive să călcați prin Carrefour săptămâna asta. Ok. Spor la vânătoarea de bucătărie de la Lidl. Atâta vă doresc. Ciao!